Salutare, eu sunt Gino și mașină cu noi, mașina morții, mai română 112. Îl avem pe domnul Cătălin. Salutare. Sau Cătălina are talent. Da, ăsta e serverul lui care noi acum filmăm. Gino nu are lider la poliție, Gino nu va recruta pe cine trebuie în poliție, Gino va face un drift de 360 la poliție și tu vorbește despre server. Da, serverul are 50 de sloturi, e server nou deschis, l-am deschis de mai puțin de o săptămână și na, nu prea avem player, adică 6 player. Fina, m-am rugat la Gino să-i plătesc 3, 1 milion 4. De euro ca să îmi facă promovare și pula. Bă, du-te dracu, nu mai mă da de gol. Na, și na, am dat și lider, am dat și admin level 6 ca să facă promovarea. Și mai vrea și 1000 de euro. Na. Ce? Și mai vrea și 1000 de euro. Da, și pe lângă milionul ăla de euro care l-am dat, trebuie să-i dau și lider și admin și mai vrea încă 1000. Deci, ce, mi-ai dat admin? Nu. Nu te dracu, e la ceva gen. Nu, serios, promovarea e gratuită, fac promovare gratuită, nu înțeleg, adică plătește dacă nu fac promovare, nu te închista, mătii. Ok, deci game, serverul se numește Szzon, da, știu, a mai existat un server Szzon, dar s-a închis. A existat? Și... niciodată n-am auzit de el. Da, a existat unul, da, na, era nașpa. Și avem un game mod Pro Devil's Edit. Și care încă este în locul, bineînțeles. Avem comanda slash GPS care e dialog, tasează slash GPS. Vezi că cazina, cazina. Eu eram ocupat cu F1, F2, mă uitam prin ele. Ok. Avem comanda slash GPS, slash job, opa, slash jobs, vă apare tot... Stai să parchezi și undeva. E gen dialog, dar nu poți să ți le iei direct, joburile le iei de la primărie. Aici avem joburi Szzone. Bă, da, deci dacă punea aici B și era cu liniuță, cred că luai direct copyright. Știi, iar că B-zone. Da, mi-am dat și-o seama, în fine. Mașini, dealership-ul este... da. Slash get here. Ho, că am folosit acum. Bă, du-te dracu, că folosisem și eu slash GPS. Ok, aici este dealership-ul, a drabla aia mea. Aici acolo, da, nu știu, uitați, aia alb cu roșu e a mea. La 10-1 o să dăm, o să punem comandă de free car. Și aștept un număr cât mai mare. Mai zici și tu ceva? Ce dracu să mai zic? Admin îl puteți primi la 20 de ore jucate. Deoarece e clar, tot serverul o să fie admin. Păi nu, mă, și cu test, mă, și cu test, la 20 de ore plus test. Și dacă treceți testul, intrați, dacă aveți, nu aveți pretenția ca cum ați intrat pe server, direct, fac admin. Ar trebui și o vârstă anume, pentru că așa o să participe orice copil. Păi nu contează vârsta dacă se pricepe și joacă. Da, și dacă o să aibă 7 ani. Contează. Atâta timp cât este serios și nu face, am avut un admin care... Na. Da, cum am pățit era eu pe server. Era retardat rău de tot, adică făcea dâmul pe player, i-am zis potolește-te și s-o potolit până a plecat de lângă el și începea să tragă în player și le-am scos, l-am scos. Bă, eu ieri vreau să filmez la faza aia, că eu ieri chiar m-am apucat să filmez, dar numai că era un ăsta, cum îi zice, un copil, ți-am mai zis de, nu știu cum îl cheamă. Erau doi, nu a venit pe mine să mă ia, că am cerut ajutor să mă ia puțin de la astea, că eram acasă și nu mai aveam nicio mașină în cap și mi-era lene să vin înapoi, să iau o mașină și apoi să mă întorc. Și venise unul și știi că pe cât râle, dacă depinde și de setări, eu am pe cât râle să mai pot să și trag, știi? Dar vreau să mă urc să stau pe DAC, pe cât râle. Dar bine, fii atent. Am apăsat fără să pe cât râle și am tras pe lângă urechea lui ăla. No. Ce face ăla ca un copil inteligent? În loc să vină lângă mine să-mi zică, bă, de ce ai tras, ăla ce crezi că face? Pune ținta la capul meu și îmi trage în cap până mi-a jumate. Ce fac eu? Mă duc și simt digălul în cap, i-am tras de două ori și mai avem un sfert la viață. Și cică la adminul la al tău, care este tu, că-i dai remove, cică la el. Bă, dacă mai dai în prietenul meu, îți dau ban IP. Ai înțeles? Era ceva gen, what? Ok, și... puteți da reporter când dacă sunt eu online sau na, orice admin, sigur o să vă răspundă. Pentru a vedea admin online, tastați comanda slash admins.
Și bineînțeles că Gino încă n-apare. Slash A, așa. Bă, am scris, știi, da? Mie merge slash. Slash OG. Ca să intrați în LSPD, vă trebuie să vorbiți mai cu mine, deci ideea e că eu sunt liderul. Na. Da, și lider la, la orice facțiune dorită, îl puteți obține după 3 ore jucate. Și dacă întrebați de ce dau pe ore, pentru că să știu și eu că sunteți serioși, adică pana mea, am dat la un lider taxi și nu m-a intrat deloc. Și... Da, eu o să fiu cel puțin, bineînțeles, în cursul săptămânii nu pot să intru chiar așa de des. Dar sunt on și pe Skype și pe forum, când o să fie gata, o să fie on non-stop, mai ales după telefon. Asta e logic. După telefon o să supraveghezi tot. Orice report, da, o să fie. Și forumul este încă în lucru, deoarece, na, v-am spus, serverul nu este deschis nici de o săptămână. Și na, toate locațiile importante, cum am spus, le puteți găsi la /GPS. Nu știu ce să mai spun. Avem... avem 12 facțiuni, dintre care Police Department, FBI, NG, Medic, Season Family, adică o mafie, Loza, Los Zetas, Tives, Hitman Agency, News Reporter, Taxi, School Instructor și Teo Car Company. Da, și cum am spus, la 3 ore jucate puteți să primiți lider. Da, trebuie să dați și test. Bă, eu sugerez să facem unele reguli ca pe Baghead, adică cu farurile aprinse seara. Da, o să facem și reguli și toate, o să le găsiți pe forum când o să fie gata. Ideea e să nu, deci când vine un polițist la voi și vă cere să stați pe loc sau să trageți pe dreapta, imediat să trageți, că dacă nu o să aibă tot dreptul să vă atace cu pistol la roți. Da, deci mai ales dacă aveți wanted. Deci, vă asigur, o să fie un server foarte, foarte bine organizat. Vă asigur, adică toate facțiunile, dacă o să se deplaseze, o să se facă deplasări ale facțiunilor din 20 din oră în oră, de exemplu, și toată facțiunea care, toți dintr-o facțiune care sunt online, trebuie să își ia câte o mașină a facțiunii să se plimbe. Și... war-urile o să pornească unul la oră, adică nu o să trebuiască să așteptați gen ca pe alte servere până la ora cu tare ca să puteți da un war. War-urile se fac atacând omorând trei inamici din altă facțiune sau apăsând /start war sau ceva de genul, nu știu. Când îmi dai helper, mă ciurute la 5 ore jucate. Deci la 5 ore jucate plus test luați helper, dacă îl treceți, desigur. Și nu știu ce să mai spun. Plus să fii și serioși, mai ales ca helper trebuie să știi tot ce, la orice întrebare trebuie să răspunzi. Momentan la admin nu avem foarte multe comenzi, adică avem destule comenzi, dar să te faci duty ca admin încă nu merge, oricum o să fii, cum am spus, serverul este în fucking beta și mai trebuie multe update-uri. Asta este primăria, avem și un mapping destul de frumos, după cum puteți vedea, de o parte și de alta primăriei, mie cel puțin îmi place. Chiar nu mai știu ce să spun. Păi povestește-ne despre server. Și spune aici, spune la IP-ul de la server și numele. Numele este S-Zone, IP-ul găsiți la asta în descriere. Eventuri. Nu, încă da, ce vrei. O da telefoane, stai un pic. Da, deci trebuie să mă pun pe mutre mine. Ok, man. De ce dracu am făcut asta? Deci nu mi-a reușit. Da, cel din spate mi se pare că e tot staff. Da. Și mi-a sunat telefonul. Stai să văd cine e. Pac. Așa, deci am revenit. Așa. Deci, am uitat ce am vrut să spun. Oh, da. Bă, mie pentru o secundă sunat telefonul atât de frumos. Incoming message. Știi? Și cu...
sâretele de la poliție. Ok, deci... Ia uite și pe ăsta, mă. Bă, ăsta e Cătălin Marian? Ba da. O, oh, Cătăline, ce fac Cătăline? Trage pe dreapta cât ia mama drag. Deve... mi-am iOS de pe server, slash... A... Slash... Ia, fie-mi dacă mă ce ți-a pe i-am dat. Mă, ce rec te-ai dat, mamă, deci... Vreau să spun de eventuri, eventuri au loc din... La fiecare jumătate de oră. Din jumătate în jumătate de oră, adică la fix la și jumătate. Și la și jumătate. Apropo, dacă sunt admin online, desigur. Bă, apropo, să faci ceva, să pui ăla cu chat eventual, dar mai să pui și tu acolo vreo 50 de dolari maxim, cum ai pus vechiul de 1000 și ceva. Ce? Știi că ieri sau mi se pare că nu mai ai plugin-ul ăla pe server care scrie pe chat cuvintele alea, știi ce vreau să spun? A, da. Da, deci ala e un full event, mai sunt, încă mai este full da, event, da, dar da, nu mai da. E la fel de des, că înainte de update se dădea din 5 minute maxim. Ba, se dea mai repede. Și așa, dar ideea e că eu făcusem vreo 150.000 din toți banii aia, gândește-te, și banii da, aia acum faci cam câte 1000-2000 și... Ai văzut, bă, ce-am făcut ăla? Stai că-i dau respawn, de fapt. Lasă. Ok. Acum, ca să vedeți cum se organizează un exemplu de event. Ia auzi în telefonul. Ok, deci un exemplu de event ar fi race, paintball, deagle, nu știu, tot felul de eventuri. Stai să le fac eu imediat. Acum am întrebat dacă pot să fac un event. Deci, cum am spus, deagle, race, de tot felul de eventuri. Care de care mai ciudat, v-ați ascunsele și na, sper să vă placă, să intrați pe server. Bă, mie unul chiar îmi place și dacă vreți să ne împrietenim pe server ca lumea, eu o să fiu aici on cam, mai ales vinerea, sâmbătă, duminica sunt cam non-stop pe server. Eu o să fiu cam mereu, eu și o să mai conving niște prieteni de-ai mei care m-au apărut în diferite serii să apuce și el de serii. De o serie pe server. Am să vorbesc cu câțiva youtuberi. Și nu uitați că în episodul următor o să avem un Q&A. Deci de asta nu vreau să uitați. Bă, Cătăline, să participi și tu, să lași acolo un comentariu ceva. Bine, la să dau pe Skype anterior. Nu pe Skype trebuie să dai. Trebuie să dai comentariu la ăsta, la secțiunea de comentarii din episodul anterior. Mamă, ce nervează ăsta, îi dau respawn. Lasă-l, că e amuzant. Îi dau respawn, mă enerva. Ok, dacă aveți nevoie de exemplu de slash rock, slash spam sau heal, o puteți cere deoarece o să vă dăm, adică nu suntem ca pe alte servere, ceri heal și nu-ți dă nimeni sau din astea, vă asigur eu că o să vă dăm tot ce aveți nevoie. Mașinile... Mai ales la orice report, cât o fi el de mic și mai ales Wanted-ul, maxim după Wanted-ul, ești urmărit de cel puțin 2 gaburi. Și dacă Wanted-ul e puțin mai mare de 3, o să fiu urmărit mai ales de mine, că e cheiul 47 mână. Ok, deci chiar sper foarte mult să intrați pe server și sper să vă placă serverul dacă și să intrați cu un număr cât mai mare. Dacă sunteți fan SAMP, vă recomand să dați acest server mai departe, e super ca lumea. Nu este ca vechile serveri care am făcut o promovare și apoi s-au închis, credeți-mă. Deci alea chiar... Uai, ai văzut ce-am făcut, mă? Bă, ce mișto că am și filmat, e bine. Ia stai, mă, așa, să-mi văd și eu puțin screen-ul, că eu nu l-am văzut. Deci, cum ar fi să vedeți așa ceva? Să vedeți așa un polițist că face. Fii atent. Deci, ăsta e skin-ul serverului, mamă, deci... E prea șmecher skin-ul ăsta. Asta e skin-ul tău, du-te n-ai. Uite, trage-te, mă! Ia stai, dance... 4. Nu, stai sau... Bă, cenzură, bă! Dance 4, ia. Bă, se potrivește astea, uite-te. Stai, slash, set, skin. Aoleu. Bă, pune-mi înapoi ăla de gabor. Hai! Du-te! Stai, mă, aici, mă! Pleacă! Hai, fă dance! Pleacă! Ok, deci... N-ai ce căută aici. Cam atât și cu acest zi de ochi. Schimbă skin-ul, că te bat! Deci îți dau cuf! Skin...
4, gata, ți-e bun ăsta. Ma. Deci cam atât și cu acest videoclip, eu n-am fost Gino și închide videoclipul. Gata, te-am arestat. Hai, hai, hai cu mine la ai poliție. Ai închis videoclipul. Nu, 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 mă lăsăm puțin ca până mă duc la poliție. Hai, hai să mai vorbim ceva despre server. Deci ideea e că... Stai, care era ideea? Da, mă, bă, dar bă, 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 cu aia, cum îi zice, mă, carnetul, cum și-l ia? El dă gratis la intrare pe server. Da, ar trebui să faci ceva cu asta. O să fie adică, decât să meargă pe jos, la spawn o să mai apară încă câteva mașini. Bă, o să facem pui... comanda slash free car sau car sau nu știu, cu ceva în care să vedea, nu știu exact cum o să se numească, dar o să vedea mașină gratis, un bobcat sau ceva, na. O dubiță de aia, ceva. Bă, este mă. Nu-i poți încă... A, stai mă, stai, că ești polițist, mă? Eu nu. Păi și este așa. Este... Bă, m-a dat jocul afară, cred. A, bă, nu, m-a băgat să cineva în confă. Ce? Dai, s-a blocat jocul. Ok, prieteni, cam atât... Se vede că mergi cu spatele, nu ok, prieteni, cam atât cu acest episod. Eu am fost Gino, eu am fost...